Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și Fila de Istorie Universală de azi ne vorbește despre Ecaterina cea Mare, Ecaterina a doua a Rusiei. Ecaterina a doua, de asemenea cunoscută și ca Ecaterina cea Mare în germană, Catarina di Grosse, născută la 2 mai 1729 la Stettin, Szczecin, Polonia, decedată la 6 noiembrie 1796 la Sankt Petersburg, Rusia, născută Sofie Augusta Frederica de Anhalt-Zerbst, a fost împărăteasa Rusiei de la 9 iulie 1762, stil nou, după asasinarea soțului ei, Petru al III-lea al Rusiei, până la moartea ei la 17 noiembrie 1796, stil nou. Tatăl Ecaterinei, Cristian August, prinț de Anhalt-Zerbst, aparținea familiei de Anhalt, care guverna în Germania, însă el deținea doar rangul de general prusac și era guvernator al Stettin, astăzi Szczecin, Polonia. Mama ei, Johanna Elisabeth de Holstein-Gottorp, era fiica lui Cristian August de Holstein-Gottorp. Sub influența guvernantei sale, prin de dragoste pentru limba franceză, gustul pentru sclipirea minții, pentru veselia spontană, pentru vioiciunea în scriere și conversație. Dintre troți preceptorii care desăvârșesc educația lui Ficken, cum îi se spunea familiar Sofiei, numai profesorul de muzică este dezamăgit. La 1 iunie 1744, împărăteasa Elisabeta I-a, fiica lui Petru cel Mare, o cheamă la curtea imperială pe Sofia, însoțită de mama sa, cu scopul de a vedea cum decurge întâlnirea dintre moștenitorul împărătesei, Peter Ulrich, fiul surorii sale Ana și tânăra prințesă, în vederea căsătoriei. Ajunsă în Rusia, Sofia câștigă repede simpatia împărătesei, se impune demnitarilor, câștigă simpatia celor slabi și a celor tari, pentru aceasta trebuind să devină o adevărată femeie rusoaică, ca una născută pe acest pământ. În timp ce marele duce Petru, care este și vărâș și dispune anturajul, afișând mereu maniere nemțești, ea se dedică studiului intens al limbii ruse și al religiei ortodoxe. Din ordinul împărătesei se stabilește data de 28 iunie 1744 pentru convertirea Sofiei la religia ortodoxă, când primește și prenumele de Ecaterina, care este și prenumele mamei împărătesei Elisabeta. La 21 august 1745 are loc căsătoria dintre prințesa de Anhalt-Zerbst, devenită Marea Ducesă a Rusiei Ecaterina, și Marele Duce Petru. Ecaterina descoperă încetul cu încetul cumplita fața Elisabetei. În spatele imaginii idealizate a țarinei cu inima mare, tot așa descoperă zi de zi adevărata Rusie barbară, crudă, jalnică, dincolo de aparența de civilizație. Cu Petru are de la început o relație proastă și este încă virgină după 8 ani de căsătorie din cauza unei probleme medicale a lui Petru. Pe 20 septembrie 1754, după 9 ani de căsătorie, Ecaterina naște un băiat, Pavel Petrovici, despre care se spune că ar fi copilul lui Sergei Saltykov, un șambelan Chipeș. După naștere rămâne singură. Sergei este îndepărtat printr-o misiune în Suedia, nu îi se permite să-și vadă copilul, care e dus în apartamentele împărătesei. Se refugiază în cărți și citește analele lui Tacitus, eseu asupra moravurilor și spiritului națiunilor de Voltaire, spiritul legilor de Montesquieu. Din aceste lecturi alexe de liberalism, visează un regim de bunătate, dreptate, inteligență. Pe 9 decembrie 1758 naște cel de-al doilea copil, o fată, căreia îi dă numele de Ana. Copilul este al contelui polonez Stanislav August Poniatowski, care la 23 de ani a citit mult, vorbește mai multe limbi, știe ceva filozofie, este un gentilom cosmopolit de primă clasă. Moare pe 25 decembrie 1761, 7 ianuarie 1762 după calendarul gregorian, în ziua de Crăciun. Lovitura de stat. Devenit împărat, Petru al III-lea și izolează soția într-un colț al palatului de iarnă, iar el se instalează cu amanta sa, Elisabeta Voronțova. Ecaterina, însărcinată din nou, de data asta cu Grigori Orlov, va naște pe 11 aprilie un băiat care va fi încredințat unor rude ale unui servitor devotat. Băiatul botezat Alexei va deveni contele Bobrinski și va fi la originea uneia din familiile cele mai de vază ale Rusiei. În 1762, din ordinul împăratului, este închisă în fortăreața de la Schlüsselburg. Este eliberată repede pentru a se evita un scandal, însă Ecaterina știe acum cum se pune problema. Ea sau el? Tronul sau închisoarea?
Ferocitatea barbară și dementa lui Petru al III-lea făceau destul de verosimile intențiile sale de a suprima nevasta, va scrie Béranger, însărcinatul cu afacerea al Franței. Pe măsură ce pericolul devine real, prietenii Ecaterinei privesc cu mai multă seriozitate eventualitatea unei revoluții de palat. În dimineața zilei de 28 iunie 1762, Ecaterina, care se afla trimisă de soțul său la Peterhof, pleacă spre Sankt Petersburg. În fața regimentului Imailovski și apoi a celorlalte regimente, contele Kiril Razumovski o proclamă pe majestatea sa, împărăteasa Ecaterina, suverană unică și absolută a întregii Rusii. Duminică 30 iunie 1762, Ecaterina își face o intrare triumfală la Sankt Petersburg, salutată de focuri de artilerie și de aclamații însuflețite. Petru al III-lea, chiar în disgrație și închis, reprezintă o amenințare permanentă pentru tron. La 6 iulie, țarul este asasinat de prieteni împărătesei. Pe 7 iulie, ea face public un manifest în care spune că țarul Petru al III-lea a făcut o violentă colică hemoroidală care i-a pus capăt vieții. Spre deosebire de Petru al III-lea, care din nepăsare sau dispreț a neglijat luni de zile să fie uns împărat de către biserică, Ecaterina decide ca încoronarea ei să aibă loc la 22 septembrie la Moscova. Atunci când convoacă pentru prima oară senatul la Palatul de Vară, este îngrozită de tabloul situației financiare și sociale a țării. Ia măsura înființării unei bănci de emisiune care imprimă hârtie monedă în funcție de cerințele trezoreriei imperiale. Împinsă de curiozitate, se duce să-l vadă în închisoare pe fostul țar Ivan al VI-lea. În fața ei stă un tânăr de 22 de ani, cu chip livid și privirea rătăcită. Proclamat împărat la vârsta de 2 luni, detronat nici 2 ani mai târziu de Elisabeta, el descinde în linie directă din Ivan al V-lea cel prost, fratele mai vârstnic al lui Petru cel Mare. La 9 zile după lovitura de stat, îl invită pe Diderot la Sankt Petersburg pentru a continua imprimarea enciclopediei, a cărei editare tocmai fusese interzisă în Franța, după ce primele 7 volume fuseseră deja publicate cu succes. Diderot refuză politicos. Începe o corespondență cu Voltaire, care va dura 15 ani până la moartea filozofului francez. Ecaterina își dorește să fie demnă de elogiile pe care îi le aduce Voltaire, să guverneze ferm după idei liberale. După moartea lui Voltaire la 30 mai 1778, ea achiziționează biblioteca acestuia, care ajunge la Ermitaj alături de biblioteca lui Diderot. Considerându-se continuatoarea operei lui Petru cel Mare, este dornică să facă un monument pe care să-l consacre gloriei predecesorului ei. Inaugurarea statuii din bronz reprezentând pe Petru cel Mare va avea loc la 7 august 1782. Pe soclu e gravat lui Petru I, Ecaterina a II. În 1763 pune bazele unor proiecte, un azil de copii orfani, o școală de moașe, un stabiliment de igienă populară, un institut de educație pentru fiicele de nobili, faimosul Institut Smolnei. Aduce muncitori germani să cultive pământurile Ucrainei și ale Volgăi. Speră ca prezența pe pământ rusesc a acestor străini cinstiți, sobri și activi să incite pe săranii ruși și să le fie un exemplu. Cheamă în Rusia medici, dentiști, arhitecți, ingineri, meșteșugari. Înființează o academie de științe. O epidemie de variolă care a făcut ravagii în țară o determină pe împărăteasă în octombrie 1764 să-și facă vaccinul antivariolic, dând astfel un exemplu întregii națiuni. A încurajat imigranții străini să se stabilească în Rusia, oferindu-le pământ gratuit și scutindu-i de taxe, avantaje care au dus la crearea unei comunități întreprinzătoare de germani în regiunea Volgăi. În 1782 a înființat o comisie a educației naționale și a înființat un colegiu de pregătire al profesorilor în 1783. Statutul școlilor naționale din 1786 a decretat că trebuie să existe câte un liceu în fiecare capitală de provincie și câte o școală primară în fiecare oraș, care să asigure școlarizarea gratuită pentru băieți și fete. Pedeapsa corporală în școli era un lucru obișnuit, deși ea a fost interzisă în 1786, și marea majoritate a populației a rămas analfabetă, deoarece școlarizarea gratuită nu i-a inclus și pe copiii de șerbi. Începe ceea ce ea consideră a fi marea împlinire a vieții sale, nacazul sau instrucțiune în vederea elaborării unui cod al legilor. În toamna anului 1766 își prezinte ea însăși opera senatului. Nacazul a fost puternic, inspirat de scrierile unor autori iluminiști ca Montesquieu, Beccaria și Bielefeld, pe care Ecaterina îi studiase. În primăvara anului 1767,
deputații încep să se întrebe ce titlu se cuvine pentru împărăteasă care cunoștință pentru inițiativa sa. Ecaterina cea Mare, prea înțeleapta, mama patriei, titlul de Ecaterina cea Mare întrunește cele mai multe sufragii. Ea se preface iritată, dar de fapt îi place această titulatură. Comisia legislativă a prezentat împărătesei declarații de plângere în legătură cu nacazul, însă ea nu a reușit să elaboreze un cod de legi. Izbucnirea războiului cu Turcia în 1768 a pus capăt ședințelor acesteia. Deși a fost o declarare parțială a idealurilor iluministe, nacazul nu a fost un manifest liberal. El a definit Rusia ca pe o monarhie absolută cu legi fundamentale. Ecaterina a vrut să facă din curtea ei centrul vieții culturale a Rusiei. Producția ei literară cuprindea satire, articole de istoria Rusiei și librete de operă. A încurajat traducerea în limba rusă a unor opere străine și în 1783 a pus bazele Academiei Ruse de Limbă, care a publicat primul dicționar rus. A adăugat Palatului de Iarnă un teatru de curte și a sponsorizat reprezentațiile teatrale. Cenzura a avut un caracter liberal până la începuturile Revoluției franceze. A angajat arhitecți neoclasici și a cumpărat numeroase picturi europene. Pe parcursul lungii domnii, Ecaterina a avut mai mulți iubiți. În timpul rebeliunii lui Pugaciov, Ecaterina a avut cea mai importantă relație personală din viața ei, iubirea cu Grigori Potemkin, un vechi ofițer de armată cultivat și capabil. Afecțiunea ei fățișe față de el a dat naștere la zvonuri privind o posibilă căsătorie secretă. Deși locul lui Potemkin în patul Ecaterinei a fost ocupat în 1776 de o serie de tineri ofițeri de armată, el a rămas o figură foarte influentă până la moartea sa în 1791. Reputația Ecaterinei de insațiabilitate sexuală s-a format în timpul vieții ei și s-a imprimat cu putere în memoria opiniei publice. Nu există mărturii credibile decât despre 12 amanți care s-au perindat prin viața Ecaterinei, unele dintre aceste relații amoroase fiind de lungă durată. Astfel, amantul Ecaterinei de la începutul anilor 1750 a fost curteanul Serghei Saltykov, el putea fi tatăl fiului ei Pavel. La sfârșitul anilor 1750, tatăl probabil al fiicei Ana Petrovna, care a murit în primul an de viață, a fost Stanislav Poniatowski, care ulterior a devenit rege al Poloniei. Grigori Orlov a fost ofițer de gardă și o figură importantă în lovitura de stat care a adus-o pe Ecaterina la putere. Cei doi au devenit amanți în 1761 și relația lor a durat 11 ani. Fiul lor, Alexei Bobrinskoi, a primit moșii din partea mamei sale. În perioada 1772-73, Ecaterina a avut o relație scurtă cu Alexandru Vasilichkov, un tânăr locotenent de gardă. Împărăteasa și-a descris amantul ca un cetățean excelent, dar foarte plictisitor. Piotr Zavadovski, ofițer de armată și birocrat ucrainean, a ajutat-o pe Ecaterina la elaborarea reformei administrației locale. Idila celor doi s-a sfârșit în 1777, dar Ecaterina a continuat să-l ajute în carieră. Cu Simeon Zorici, împărăteasa a avut o legătură scurtă în 77-78, un ofițer de armată sârb care era jucător înrăit. Tânărul ofițer de armată Ivan Rimski-Korsakov a fost părăsit de Ecaterina în 1779, când a descoperit că mai avea o legătură cu una din doamnele ei de companie. În 1780, Sarina a început o relație cu Alexandru Lanskoi, un tânăr ofițer de gardă, și a fost foarte afectată când el a murit de difterie în 1784. Relația Ecaterinei cu Alexandru Yermolov a durat câteva luni în perioada 1785-1786. Alexandru Mamolov, un bărbat chipe și cultivat, rudă cu Potemkin, a fost părăsit de Ecaterina în 1789, când a descoperit că întreținea relații cu mai multe doamne din suita ei. Platon Zubov, cu 30 de ani mai tânăr ca ea, a fost favoritul ei. A fost primul amant după Zavadovski, care a jucat un rol politic semnificativ, iar promovările cu care l-a copleșit împărăteasa, printre care și cea de guvernator general al Noii Rusii și Crimeei, i-au depășit capacitățile sau meritele. În 1801, Zubov și frații lui au jucat un rol important în răsturnarea țarului Pavel. Au existat zvonuri și despre alte legături amoroase ale Ecaterinei de la sfârșitul anilor 1770, dar nu există dovezi clare în sprijinul acestora. Atunci când August al III-lea al Poloniei moare, îl pune pe tron pe fostul ei amant Stanislav Poniatowski, sub numele de Stanislav August.
Franța și Austria, intimidate de forțele rusești masate la granițele Poloniei, nu intervin. Polonia, servită Rusiei, acceptă o alianță polonă-rusă contra Turciei, o rectificare a frontierelor în favoarea Rusiei și admiterea creștinilor ortodoxi în funcții publice. Este primul succes internațional al Ecaterinei. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Ecaterina a conceput premergător războiul lui ruso-turc din anii 1768-1774, proiectul de a respinge Imperiul Otoman în Asia Mică și de a reînființa în Balcani un nou imperiu bizantin-ortodox cu capitala la Țarigrad, Constantinopol, pentru nepotul său Constantin, în timp ce principatele române ar fi format un regat al Daciei, al cărui rege ar fi fost favoritul țarinei Grigori Potiomkin. Imperiul Habsburgic ar fi primit drept compensație Bosnia, Serbia și Albania, iar Republica Venețiană ar fi recuperat Morea, Creta și Cipru. Acest proiect a dat greș, dar a răspândit în elitele politice și în populațiile creștine din Imperiul Turcesc și din țările române speranța de a se dezrobi de sub stăpânirea otomană și de a constitui sau reconstitui state proprii. În 1768, Imperiul Otoman declară război Rusiei. La început, războiul a avut rezultate favorabile Rusiei, ale căror forțe au învins flota turcă în bătălia de la Chesme. 1770 a ocupat Moldova, țara românească și Crimea. În ianuarie 1772, o convenție secretă este încheiată între Ecaterina a II-a, Frederic al II-lea al Prusiei și Iosef al II-lea al Austriei în vederea unei împărțiri a Poloniei. Rusia anexează Rusia Albă cu orașele Polosc, Vitebsk, Orșa, Mogilev, Mstilaslu, cu un total de 1.600.000 de locuitori. Prusia pune mână pe Varnia și Palatinatele din Pomerelia, cu 900.000 de locuitori, iar Austria pune stăpânire pe Galiția, populată de 2.500.000 de locuitori. Astfel, Polonia este deposedată de o treime din teritoriu. Tratatul definitiv a fost semnat la San Petersburg la 5 august 1772. Ecaterina își dorește Crimea, accesul în Caucaz și în bazinul Dunării, liberă navigație pe Marea Neagră. În 1773, la 60 de ani după îndelungi ezitări, filozoful francez Denis Diderot sosește la San Petersburg. A doua zi după sosirea sa, la 29 septembrie 1773, are loc căsătoria marelui duce Pavel cu o prințesă germană, Wilhelmina, botezată ortodox, Natalia. În iulie 1774, după 6 ani de război cu Turcia, se semnează tratatul de pace de la Kuciuk-Kainargi. Rusia obține fortărețele de pe malul Mării Azov, protectoratul asupra hanatului Crimeei, Kabarda și stepa dintre Bug și Nistru, accesul la Marea Neagră și la Marea Egee, o despăgubire de război de 4 milioane și jumătate de ruble și dreptul de a veghea asupra libertății religioase a supușilor creștini ai sultanului. La 21 iulie 1783, țarina anunță printr-un manifest anexarea Crimeei. Rusia controlează acum și Marea Neagră. În 1787, sultanul somează Rusia să restituie Crimea. Este refuzat și asta înseamnă război. Anglia și Prusia se declară de partea porții otomane. Franța își proclamă neutralitatea. În 1788, Suedia declară război Rusiei. La 3 august 1790, la Varela, este semnat un tratat de pace între Rusia și Suedia. Rusia nu va ceda o palmă din teritoriile sale, însă va recunoaște noua formă de guvernământ din Suedia. În ianuarie 1792, la Iași, este semnată pacea dintre Rusia și Turcia. Tratatul lasă Rusiei întregul teritoriu situat între Bug și Nistru, recunoaște oficial că regiunile Crimea și Otsakov sunt rusești și confirmă acordurile de la Kuciuk-Kainargi. În ianuarie 1793, Rusia și Prusia semnează o nouă convenție în vederea unei noi împărțiri a Poloniei. Rusia ia regiunile Vilnei, Minskului, Chievului, Volhânia și Podolia, în total 3 milioane de noi supuși. Al treilea tratat de împărțire a Poloniei este semnat la 13 octombrie 1795. Rusia și-a însușit Curlanda și restul Lituaniei până la Nimeni. Austria obține Cracovia, Sandomir și Lublin, iar Prusia i-a revenit nord-vestul țării cu Varșovia. Polonia nu mai există. Marele duce Pavel, fiul Ecaterinei, se căsătorește a doua oară după moartea primei soții cu o altă prințesă germană, Sofia Dorotea, botezată ortodox Maria Fiodorovna. La 12 decembrie 1777 se naște fiul lor, Alexandru.
Băiatul va fi dus în apartamentul împărătesei și crescut după principiile ei, convinsă că mama și tatăl domnului Alexandru, cum îl numește uneori, n-ar fi știut să trezească în aceeași măsură mintea și sufletul copilului. La 17 luni după nașterea lui Alexandru, Maria Fiodorovna aduce pe lume un alt băiat căruia Ecaterina îi dă numele Constantin. O aduce la curte pe doamna de Liven pentru a dirija educația nepoatelor sale. Ca educator pentru marii duci îl aduce pe Cesar Frederic de la Arp, un îndârjit republican elvețian de 29 de ani. Cu trecerea timpului, este tot mai hotărâtă să-l îndepărteze de la tron pe fiul ei Pavel în favoarea nepotului ei Alexandru. La 28 septembrie 1793 are loc căsătoria marelui duce Alexandru cu o prințesă germană, Louise de Baden, botezată Elisabeta Alexeievna. Prieten, Cristian Alexandrescu vă spune la bună vedere și pe curând!